Astăzi, Federația Română de Fotbal se află în fața celui mai mare proiect în ceea ce privește performanța sportivă. Știați că până în 2018 deschidem 8 centre regionale de excelență, în care cei mai talentați jucători români vor fi acolo? Anul acesta le deschidem pe primele două, vă spuneam de Târgu Mureș, vă spun și de Timișoara. Acestea vor fi primele două centre regionale. Și ce înseamnă aceste centre de excelență? Cei mai buni 56 de copii în fiecare an, la nivel de clasa 9, intră în aceste două centre. Anul acesta 28 la Timișoara, 28 la Târgu Mureș. Intră în ce am putea să numim un cantonament pe termen mediu și lung. Bun, și ce le asigură Federația Română de Fotbal sau cine? Tot. Masă, casă, exact, școală, pregătire, tot. Echipament, tot ce ai nevoie de înaltă performanță. Ăsta este proiectul care a produs rezultate în anii 90-94. Dumneavoastră ar trebui să vă amintiți mai bine decât mine, proiectul Luceafărul. Președintele Federației Române de Fotbal a admis că singura satisfacție după victoria echipei naționale în fața Insulelor Feroe cu scorul de 1-0 o reprezintă câștigarea celor 3 puncte. Haideți să vă întreb așa, v-a plăcut cum a jucat România cu Insulele Feroe? Mă întrebați dacă mi-a plăcut jocul. Nu mă fac bineînțeles? Nu, v-a plăcut cum a jucat România cu Insulele Feroe? Ceea ce îmi place în ceea ce privește și meciul și în ceea ce privește rezultatul, este că am câștigat 3 puncte. În asta puteți să înțelegeți că nu mi-a plăcut jocul. Dar nu cred că sunt singurul român căruia nu i-a plăcut jocul. Dar cele 3 puncte sunt mult mai importante decât cum a evoluat jocul. Indiferent că jucăm împotriva Insulelor Feroe sau joci împotriva Greciei. Răzvan Burleanu a vorbit și despre condamnarea patronului echipei Astra, Ioan Niculae, la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Cert, va fi un efect imediat, cred, în ceea ce privește finanțarea echipei, astfel încât va da naștere unor probleme, atât în ceea ce privește jucătorii, cât și stabilitatea clubului. Domnul Niculae nu este primul, se pare, din acest șir, ceea ce înseamnă că până la urmă fotbalul românesc nu s-a așezat tocmai pe niște, să spunem, fundamente tocmai sănătoase.